Bună dimineața tuturor! An la rând, foarte multe generații, inclusiv generația mea, a primit o educație alimentară în care terciul de dimineață este practic nelipsit și se consideră foarte binevenit. Eu nu am nimic împotriva terciurilor, chiar le ador, dar am aflat că nu toate persoanele pot consuma acest tip de aliment dimineața. Medicul nutriționist Sergiu Munteanu ne spune cui anume nu este recomandat terciul de dimineață și din ce cauză. Varianta clasică, terciul de dimineață, asta nu e varianta clasică, ca să înțelegeți, chiar și englezii nu mănâncă în fiecare zi terciul, câteodată combină cu bacon, adică diversifică. Varianta clasică de terci nu este binevenită, deoarece asta e o doză foarte mare de zahăr. Terciul, doar asta e midonul din cereale, care este de acum prelucrat termic, care foarte ușor se absorbe și ridică nivelul de glucoză în sânge. Și dacă persoanele au problemele cu zahărul în sânge, au stare prediabet sau diabet, terciurile lor de dimineață nu prea sunt recomandate. Dar noi glucoza asta, aceasta, s-o folosim pentru activitatea noastră mentală și pentru activitatea fizică. Adică o vom arde, dar nu în măsură complexă. Și surplusul acesta de glucoză, de zahăr din terciurile acestea se vor transforma manță, sută de pos sau va crea alte probleme, perturbări hormonale. De aceea, în fiecare dimineață terci nu este chiar ok. Mai bine de combinat cu ceva salat de legume cu cașcaval sau cu brânză, câteodată ceva o bucată de carne, câteodată niște ouă cu... Adică, diferit trebuie să fie. Da, diversificare. Nu se poate în fiecare zi numai terci, 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 terci. Așadar, consumăm terciuri, dar nu în fiecare zi și le alternăm. Azi terci de ovăz, peste o zi hrișcă, mei, etc. Măsura este bună în toate. Alimentați-vă divers și savuros. Final de rubrică. Eu vă doresc să fiți sănătoși. Toate bune!